datorită rădăuțenilor, datorită dumneavoastră, presei care faceți reclamă, mobilizați și oamenii vin pentru că aici e recunoscută munca manuală, așa mi-au spus din țară care au venit. Oamenii cumpără și măcar transportul să și-l scoată unii dintre ei, dar a devenit o tradiție aici în Bucovina, primăria se implică și felicit pentru asta, cei de la marginea i-am găsit prezenți și mă bucur pentru asta, mă bucur că turiștii tranzit prin Bucovina cumpără suveniruri. Va trebui să încurajăm, un pic plec îngrijorat de la acest târg, pentru că ce spun oamenii, generația tânără nu mai este chemată să lucreze la manufacturi pentru că nu mai este rentabil. Oamenii pleacă în străinătate, materie primă e din import multă și dispar treptat meșterii noștri. De aceea va trebui să încurajăm și noi și marginea, și rădăuțul, și vetrele pe care le avem, inclusiv țesăturile populare. Aici am mai făcut noi. Vedeți, una dintre părțile bune la care eu am fost criticat cu jocul pe tolacă, măcar s-au comandat mai multe ei costume populare și au început să producă gospodăriile țărănești. Eu am fost criticat că s-au făcut prea multe, cred că trebuie și mai multe făcute, dar mă întorc la ceramică și cred că ce am spus acum 2 ani aici în târg rămâne valabil. Oala de sarmale se vinde mai bine decât oala goală și acum o să văd dacă trece testul primarul dumneavoastră de Rădăuță. Simt încrezător, deși, după cum a spus și domnul președinte, sunt producători care vin doar la Rădăuți și la Sibiu, de exemplu, și asta ne bucură într-un fel, dar consider că trebuie să facem mult mai mult decât atât. Într-adevăr, totul se reduce la buget de fiecare dată, dar eu cred că niciodată un efort nu este prea mare pentru a susține așa ceva. De multe ori ascultăm pe foarte mulți că vor să facă, vor să dreagă, dar eu cred că este momentul pentru ca identitatea noastră națională să fie întărită din toate punctele de vedere. Hai să începem cu un lucru simplu, adică de la acest târg, cu aceste exemple pe care le-am dat. În altă ordine de idee, vreau să vă spun că mă bucur că am reușit să fac un pas pentru un nou mandat și să asigur pe toți producătorii că îi voi susține așa cum am făcut și până acum. Să știți că am fost și am vorbit cu oamenii de aici, de la târg. Sunt oameni din Harghita, sunt oameni din Bistrița, iată, din zone destul de îndepărtate de Suceava. Cum ați reușit să-i aduceți și să duceți vestea târgului acesta mai departe? Trebuie să fiu foarte corect și să spun că nu i-am adus eu. Aici există o tradiție, după cum știți, sunt 41 de ediții până acum. Eu nu am fost decât beneficiarul unui eveniment care deja a prins rădăcini foarte puternice aici și, după cum am spus, din punctul meu de vedere, nicio localitate din România, oricât de îndepărtată ar fi, nu ar trebui să fie, de fapt, îndepărtată față de noi. Zilele astea ce se va întâmpla? Pentru că suntem întinși șantier în zona centrală, după cum știți, și din poveste bună, chiar în perioada următoare, vom începe cu lucruri concrete care se vor vedea într-un timp foarte scurt. Mai concret, la sfârșitul lunii septembrie ar trebui să fie finalizate lucrurile astfel încât să se schimbe situația de aici. Nu am putut interveni cu locuri de joacă pentru copii, cu fel de fel de chestii care să ajute în sensul acesta și vor fi doar un spectacol adăugător anul acesta, dar de la anul va fi mult mai frumos pentru că intenționăm să mutăm tot ce înseamnă zilele municipiului Rădăuți, tot ce înseamnă evenimente asemănătoare în zona pieței Obor. Pentru că ni s-a cerut de toți locuitorii din zonă să nu mai blocăm zona centrală și mi se pare normal și facem eforturi ca să reușim acest lucru, să dea Dumnezeu să reușim la anul. Trebuie să știți, doar o vorbă să mai spun. Există un parteneriat între Consiliul Județean Suceava și Primăria Rădăuți. Doamna Pieșanu de la Centrul Cultural Bucovina este aici și noi suntem invitați, Centrul Cultural de la Consiliul Județean Suceava, ca să capacităm să-i aducem pe acești meșteri. E foarte important pentru noi și nu numai aici.
duminică pe rară, la sărbătoarea Muntelui avem târgul de toamnă propus în Bucovina și multe alte evenimente, dar colegii mei de la centru sunt foarte implicați. Suntem foarte bucuroși că și în acest an am reușit să vă fim parteneri și a făcut Cultural de Bucovina, Instituție de Cultura Țată Sucute la Consiliul Județean Suceava și a făcut un obicei și este un moment să putem contribui cu banii de premii la acest festival. Eu personal observ cu bucurie, dar și cu tristețe, sunt cam la ea îmi pare foarte mult arta decorativă și am trecut pe la fiecare și am văzut și am văzut lucrurile dumneavoastră. Îi încurajez ca pe lângă această artă decorativă, care este necesară, sigur că da, în viața de zi cu zi, să existe neapărat o mică parte măcar de ceramică bătrânească care spune ceva despre identitatea noastră de români. Orez, acest centru unic în România, Orezul este prezent și mi-au mărturisit că a venit din respect pentru organizatorii. Se tem că până la anul nu vor mai exista și de aceea îi îndemnăm în calitate de specialiști în artă populară, pe cumpărători, pe iubitorii de artă populară, să facă și un mic efort și să cumpere de la ei, pentru că acești meșteri sunt sarea pământului. Și ceea ce prezintă ei și cu multă trudă aduc în târguri și în piețe, este de fapt sursa lor de venit.